Locul de muncă slab de tot. Toate fabricile s-au desfințat, rămas aici, acolo. De fapt, suntem și cu rata cea mai mare a șomajului. Merg cu ziua, merg la câmp, probabil, la țară, pe unde au părinții. Dacă nu le oferă locuri de muncă, deși mai ține ministrul Mușii, pentru ce nu ține ministrul Mușii? Afară cu el. Puține, foarte puține. Greu de tot. Mai cu ziua, mai cu... Deci până acum cam așa s-a întâmplat. Cum v-ați zis capul? Cu ziua. Cu ziua, la săpatul, la prășit, la orice lucru de ăsta, la oameni acasă. Agenții economici din Huș caută în special muncitori necalificați, asistenți, farmacie și paznici. Pentru zona municipiului Huș sunt vacante în această săptămână 42 de locuri de muncă. În municipiul Huș, numărul de șomeri aflați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă este de aproximativ 900 de persoane.